Tot mai aproape este ziua care va marca pentru totdeauna cariera artistică a lui Lilian Dobândă, câștigătorul campaniei Must TV de vedetă. Ultima zi de filmare a fost plină de emoții trăite la maxim de vedeta Muz. Filmările pentru videoclipul Vedetei Muz Lilian Dobândă au ajuns la final după două zile de muncă grea. Acum ne mai trebuie încă puțină răbdare până vedem videoclipul gata. Sunt Lilian Dobândă și suntem în ultima zi de filmare. Filmările merg într-un tempo rapid. E a doua zi de filmare, ultima zi de filmare, aleluia! Și sperăm să iasă bine. Era prima oară când ne priveam fără să mai spunem ceva. Videoclipul va fi gata cât mai curând posibil. Primul draft, care va fi doar între noi, echipa de la Muz, îl vom avea în vreo 3 zile. Așa că, dacă totul e bine, se pare că îl veți vedea foarte și foarte curând. Pe lângă Lilian Dobândă, în videoclip vor apărea și alte personaje. Cine și ce rol va avea rămâne un secret până la lansare. Cert este că figurației speciale i-a fost pe plac prima experiență în acest domeniu. Aceasta este prima experiență de filmare în clip și foarte plăcută, destul de faină. I-am un rol destul de interesant, trebuie să mă împiedic și să arunc toate foile în sus, să cad ca un fel. Foarte interesant. Lilian Dobândă mai are mult de învățat, dar noi lucrăm cu foarte mulți potențiali artiști astăzi în scenă. Sunt peste 15 persoane în scenă, așa că cred că vă dați seama cât de greu ne este. În a doua zi de filmare, Lilian a purtat un costum elegant, de parcă ar fi venit atunci de pe covorul roșu de la Hollywood. Da, sigur, mă simt foarte comod în acest costum elegant. Mă simt alt băiat, un băiat mai solid, mai frumos și mai gendat. Uitați-vă ce coafurare e ca Elvis Presley. Încă o dată să-ți mai pot spune eu te iubesc. Încă o dată să ne spunem tu ești tot ce-mi doresc. Rămâneți pe Muz, videoclipul vine foarte, foarte curând.